Bună dimineața și bun găsit! Iată că este o zi minunată afară, chiar dacă în calendar anul timpul iarna aș face prezența aici în Australia. M-ați provocat la un Q&A și atunci să pornim la drum și să vorbim despre ceea ce vă interesează pe voi în cazul de față. Mă întreabă la un moment dat cineva din ce motive am decis să plec în afara țării, mai exact în Australia. E o întrebare foarte bună. Nu știu dacă, mă rog, probabil că o parte dintre voi ați mai urmărit postările mele din trecut, de când aveam Kawasaki și am mai discutat despre asta. Eu în România am lucrat în sistemul bancar de prin 2007 până în 2015 și la un moment dat am, mă rog, poveste mai lungă. Din discuțiile purtate cu un fost coleg al meu care actualmente se află în Australia de vreo 9 ani, cred. A fost prin Perth, acum e prin Sydney. Am tot discutat cu el și mi-a zis de ce să nu încerc. M-am gândit că e și o locație interesantă. Nu prea ai ocazia prea des să ajungi la capătul pământului aici în Australia și mi-am depus CV-ul. Am avut un interviu pe Skype cu cineva și am ajuns într-un final în Australia. Să trec așa peste detalii, că nu astea sunt importante. Ideea e că întotdeauna când eram în țară, era departe de mine gândul să plec din România. Deci era ultimul lucru la care mă gândeam și nici nu eram de acord cu treaba asta. Din multe puncte de vedere. Odată că ești departe de familie, departe de prieteni, sunt o grămadă de lucruri cu care ești obișnuit și pe care nu le poți face în afara țării, pentru că nici nu-ți permite oarecum legislația și trebuie să apelezi mai mult la bunul simț. Mă rog, petreceri, chestii, trestii, dar asta a fost doar o barieră. Nu e viața atât de nașpa aici încât să nu poți să faci petreceri sau chestii de genul ăsta. Într-adevăr, trebuie să activezi butonul respect mai mult decât sau să-l apeși mai des decât în România. Dar nu pot să zic că regret, chiar nu regret treaba asta. Mi-am făcut prieteni și aici, deci e un nou început. E, bineînțeles, greu. Primul an, un an și jumătate până începi să cunoști oameni, colegi și așa mai departe, dar dacă îți găsești un grup de prieteni români cu care să ai lucruri de împărțit și lucruri în comun, viața e mai ușoară pentru oricare, știu eu, care vrea să lucreze în străinătate. Nu știu ce să mai zic despre subiectul ăsta. Acum sunt fleet manager. Lucrez ca manager de flotă auto. Nu mai am treabă cu banca. Nici nu prea mi-aș fi dorit, sincer, să mai lucrez în sistemul bancar, că e presiunea asta pe vânzări, pe acordări de împrumuturi și așa mai departe. Cu toate că aici e super lejer. Deci oricând aș putea să mă reprofilez, dar sunt relaxat unde lucrez și sunt ok. Adică nu iau în calcul să schimb macazul într-o altă direcție. Cineva mă mai întreabă dacă am condus motociclete enduro, motocross. Nu am avut ocazia până acum. Am un prieten foarte bun de-al meu, Cayman, care are un WR de la Suzuki, parcă de 400 de centimetri cubi. Și voi avea ocazia cât de curând. Mi-a tot promis, să zic așa, dar nu prea am reușit, dar o să o fac și pe asta. Nu am mers decât, am avut înainte de BMW-ul ăsta un Kawasaki R6N din 2011 sau 2012, nici nu știu. Și acum sunt cu BMW-ta asta. Voi avea în curând în plan să iau un GSX S125, o motocicletă de asta de A2, de A1, scuze. Și probabil că voi hărtăni mai mult pe aia prin oraș decât să o chinui pe asta mare. Prefer să o țin pe asta mare pentru drumuri lungi, nu așa să dau $100 pe anvelope inutil. Trebuie să fim practici. Altă întrebare. Ce motocicletă de motocross recomand pentru oraș? Nu știu, nu am mers cu motocross. Ce să zic, n-am ce să recomand decât așa din... să-mi spun o părere inutilă fără să cunosc, nu fac de-astea, dar nu știu de ce avea nevoie de o motocicletă motocross pentru oraș. Întreb și eu.
Iată că la întrebarea asta, de data asta, pot să răspund. Deci sunt asaltat pe Messenger, pe Facebook, pe YouTube de întrebarea ce motocicletă recomanzi pentru A1. E, iată că, ce vă ziceam mai devreme, cea mai bună motocicletă de A1 mi se pare în momentul de față GSX-ul S125 sau R125 de la Suzuki. De ce? Nu că mi-o iau eu, dar am studiat foarte mult aspectul ăsta înainte să plătesc depozitul pentru achiziționarea unei motociclete noi. În primul rând, este singura motocicletă de 125 cm cub cu ABS, ceea ce e ok că suntem în 2019, nu mai punem frână cu picioarele ca în Fritz și Barney, ca în familia Flintstone. Și e și cea mai rapid, dar prinde până la 130 la oră. Motor de 125 într-un singur cilindru cu 4 valve, mi se pare super, super decent. Arată și bine, aveți și varianta cu carenă și fără. Eu am ales-o, bineînțeles, pe asta naked, am avut naked de la început, cu naked mail mai departe. Studiați problema, uitați-vă pe internet și spuneți-mi și mie părerea. Asta e părerea mea. Dacă ești mai mic de înălțime sau chestii de astea, nu știu, poți să ții un Grom, un Z125, un Honda Monkey. Acum depinde de gusturi. Degeaba mă întrebați pe mine ce recomand, că ține de gusturi. Dacă mă întreb ce alegi între BMW și Mercedes, nu știu ce aș alege. Probabil că un hibrid. O întrebare foarte bună. Dacă nu e greu să stau departe de casă, de părinți, de familie și așa mai departe. Bineînțeles că îmi este dor de ei. Nu e deloc drăguț să stai departe de familie, dar iată că în viață niciodată nu știi ce se va întâmpla cu soarta ta, unde vei ajunge. Dar important, cred că e și pentru părinți să fie înțelegători și să accepte lucrul ăsta, că pentru, nu știu, poate că pentru faptul că dacă ți-e bine, să și bine, știi cum e vorba aia, știți cum e vorba aia. Așa că degeaba stai lângă ei dacă nu duci o viață bună sau nu te înțelegi. Așa că și eu, din punct de vedere al unui părinte, i-aș considera la fel. Dacă fiul meu peste 10 ani pleacă, nu știu, în state sau în Canada sau știu unde vrea să se stabilească, nu pot să mă pun împotriva ei, pentru că e viitorul ei, viața ei și fiecare decide pentru ceea ce vrea să facă mai departe. Bineînțeles că o părere e binevenită din partea tuturor în momentul în care vrea să facă schimbare în viață, dar decizia aparține fiecărui individ, așa că n-ai cum să te pui cu soarta. Încerc cât posibil să mai vin prin țară, să mai văd, să mai ieșim, să mai vorbim, să mai oricum, noroc cu tehnologia asta, cu Skype-ul, cu WhatsApp-ul, cu toate metodele astea de comunicații, că te țin mai aproape. Dar dorul de casă e dor de casă, n-ai cum. Știți că, practic, cuvântul ăsta dor n-are traducere în limba engleză. Următoarea mea motocicletă, o altă întrebare. Tocmai v-am spus mai devreme, Suzuki GSX S125. Pe partea asta de city, de oraș, dar nu știu, m-aș mai gândi la un Z1000 de la Kawasaki. Eu sunt fan Kawasaki, nu știu, am avut Kawasaki prima dată, n-am avut niciun fel de probleme cu ea și am început să iubesc marca asta. Într-adevăr, și o Honda mi-aș dori, un Africa Twin ar fi ideal. Deci un Z1000 și un Africa Twin, să am și Suzuki, nu știu, și BMW, nu știu ce mi-aș mai dori. Vitezane și H2 și astea nu. Decât așa, să țin în garaj și lângă măsuță, să-mi dau cofeaua cu ea dimineață, dar am cam trecut de vârsta aia când să îmi pun viața în pericol. Prefer să fiu mai confortabil când merg cu motocicleta decât cu doi morcovi ca Bugs Bunny. O altă întrebare sună de felul următor, dacă am condus o Yamaha, nu știu, nu mai știu modelul, 125 de centimetri cub, nu am condus nici o motocicletă sub 650 de centimetri cubi, eu cu aia am pornit și ce-am mai luat în test ride și de pe la prieteni așa de un mic ride, n-am luat decât motociclete mari, că nu am găsit util de ce i-aș trece după una mare pe una mică. Dar acum am făcut pasul ăsta pentru că mi-e mai ușor cu ea în oraș. Nu se merită să o forjez pe asta, să o uzez inutil prin oraș, prin parcări, să o las vorba aia nesupravegheată prea mult timp și așa mai departe. Tocmai de asta am ales una mică, că nu trebuie să merg cu 200 la oră prin oraș și oricum nu sunt fan viteză.
Dacă vrei o părere sinceră despre modelul ăla de la Yamaha de 125, îți recomand să mergi într-un showroom și să faci un test ride cu ea. Nu știu condițiile din România, dar aici sunt simple. Te duci, ai luat-o, ai lăsat actele, ai trăznit-o, plătești. N-ai trăznit-o, felicitări, data viitoare e alta. O întrebare foarte tare din partea unei tipe, Ștefania sau nu mai știu, cred că dacă țin bine minte, nu prea sunt eu bun așa la, la memorie, că tot timpul am în minte foarte multe lucruri pe care vreau să le fac și tocmai de asta trec dintr-una altă și când vorbesc uneori cu voi, că am foarte multe lucruri în cap și mi-e greu așa să le organizez, să le ordonez sau mă rog cum vreți voi. M-a întrebat tipa respectivă dacă nu am teamă în momentul în care mor pe o motocicletă nouă, adică nouă, înțeleg din asta cu o motocicletă care nu e a mea, nu știu, un test ride, când fac schimb cu un prieten și au motocicleta lui sau așa mai departe, dacă nu mi-e frică de faptul că atunci când ies pe stradă, nu știu, de riscurile, probabil, la asta se referă, accidente, căzături, etc. Băi, ce să zic, nu mi-e frică, am o oarecare temere pentru că nu o cunoști, dar îți ia câteva minute până o descoperi. Nu în totalitate, dar strictul necesar, cum se comportă în viraje, cum țin accelerația, frâna și așa mai departe. Iar în momentul în care eu o motocicletă nouă, cum am luat eu până acum vreo două, nu, un BMW sau două, nu mai știu, și vreo două Harley-uri, eu îți spune de la început, când îți face copie de pe permis, că franciza e vreo 3.000 și ceva de dolari, cam așa în medie, 2.500-3.500, depinde de dealer, și na, îți ții în calcul că dacă e zgâriat-o sau ai, e făcut ceva, scos bani din buzunar, tocmai asta, cred că te și liniștește aspectul ăsta. Și n-ai de ce să-ți faci griji, că până la urmă nu pleci cu ea în mare viteză prin oraș. Respecti regulile de circulație, parți participanți la trafic, ești atent cum ești cu a ta. Adică care ar fi diferența că o dau jos pe a mea sau o dau jos pe aia? Dacă o dau jos pe aia plătesc 3.000 de dolari, dacă o dau jos pe a mea probabil că plătesc de 2 sau de 3 ori mai mult. Așa că oricând ești pe motocicletă trebuie să fii atent și să ai grijă. Indiferent că e lucrul tău sau nu e lucrul tău. Cu atât mai mult când e lucrul tău. Vă recomand să faceți și voi asta, schimburi între voi, dacă nu reușiți să luați un test ride de la dealer motociclete noi sau, mă rog, motociclete pe care le îndrăgiți, le iubiți, dar foarte mare atenție în momentul în care iei de la un prieten să-l cunoști foarte bine, adică să nu-i dai unui idiot să mergi după aia cu autobuzul, că nu mai ai cu ce să mergi, că dă cu ea de pământ, tocmai de aia trebuie să ai foarte mare grijă în momentul în care ți-a ales și grupul de motocicliști din care vrei să faci parte sau cu care ești frecvent, pentru că ieșirea cu motocicleta trebuie să transforme viața în ceva frumos, relaxant, o libertate în momentul în care ești pe stradă, nu într-o spitalizare sau, Doamne ferește, în lucruri mai urâte, că nu vreau să le pomenesc. De asta e foarte important grupul în care, cu care mergem și locurile în care mergem și anotimpul și așa mai departe și vremea și să ne uităm cu atenție în momentul în care plecăm la drum de la toate pericolele care ne apar sau ne pot apărea în cale. Păi, hai să închei aici episodul, că iar am vorbit ca televizorul. Mersi frumos pentru întrebările voastre și dacă mai aveți alte întrebări pentru mine, oricând, YouTube, Facebook, Instagram, unde vreți voi, le puteți posta. Să aveți un weekend minunat și mulțumesc încă o dată și toate cele bune. V-am pupat! Pa, pa!